Este o mare bucurie să fim din nou împreună în această seară. Fiecare la casele dumneavoastră, noi câțiva frați aici, în locul acesta, dar suntem convinși că în Duhul nostru putem să avem părtășie unii cu alții în prezența Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Săptămâna aceasta, ca o săptămână de mare aducere aminte a evenimentelor petrecute în ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos înainte de a muri pe cruce, odată cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, zilele care au urmat până la crucificare sunt pline de conținut, pline de învățături, pline de evenimente. Și așa cum ne-am propus în săptămâna aceasta, cum de altfel și în anii trecuți uneori am făcut lucrul acesta, căutăm să privim în Evanghelii și să vedem învățătura Domnului Iisus Hristos, răspunsul Lui la întrebările oamenilor, întrebările puse de Domnul Iisus Hristos și cuvintele pe care El le-a anunțat cu privire la ceea ce urma să vină. Aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să descoperim sau să vedem cum evanghelistul Luca ne descoperă cheia, dacă vreți, a programului pe care Domnul Iisus l-a avut în zilele acelea. Și în Luca capitolul 21 cu versetul 37 și 38 citim: ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Așa s-au derulat zilele acelea pline de lucrare a Domnului Iisus Hristos. Ziua Domnului Iisus Hristos a învățat pe oameni în templu, iar noaptea o petrecea pe munte și evanghelistul specifică, fiind vorba de Muntele Măslinilor. Un lucru extraordinar pe care putem să îl înțelegem, dorința Domnului Iisus Hristos ca în casa Tatălui Său, casa de rugăciune, locul de întâlnire al oamenilor cu Dumnezeu, templul de la Ierusalim în acea vreme, a devenit locul potrivit înaintea marii sărbători a Paștelui, în care oamenii se suiseră la Ierusalim să se curățească, să se pregătească pentru a sărbători Paștele. Și Domnul Iisus folosește zilele acelea ca să dea învățătură. Pentru ziua de marți sunt multe evenimente care s-au petrecut, o să citim cuvântul Domnului mai lung, o să încercăm să spicuim câteva gânduri pentru seara aceasta din învățătura Domnului Iisus Hristos, dar vreau, legat de aceste două versete, să înțelegem adevărul acesta, singurul care poate să ne învețe calea pe care să o urmăm și pe care să mergem în apropierea noastră de Dumnezeu, este învățătura Domnului Iisus Hristos. Din exemplul Domnului Hristos știm și găsim în Evanghelii, pentru El muntele însemna locul de întâlnire personală cu Dumnezeu, locul în care stătea de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, timp pe care îl petrecea în singurătate, în liniștea nopții, urmând planul lui Dumnezeu. Mai observăm și faptul acesta că norodul din zilele acelea venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Dragii mei, este un lucru așa de frumos să-l cauți pe Domnul dis de dimineață, să-i auzi glasul, să-i auzi cuvintele, învățătura. Poate ne-am plictisit în casele noastre, spunea puțin mai devreme fratele Soroiu că sunt multe îngrijorări care frământă lumea, uneori chiar și viața noastră, și poate stând în casele noastre, în gospodăriile noastre, începem să ne plictisim, dorim să ieșim afară, dar întrebarea se pune:
profităm de acest timp din plin, ca să auzim glasul Domnului Hristos dis de dimineață. Ne-a dat Dumnezeu vremea aceasta în care ne-a apropiat de familiile noastre ca să petrecem timp mai mult cu ele, dar și timp cu Dumnezeu. O, Doamne, pune în inima noastră această dorință sfântă de a-ți auzi glasul dis de dimineață. Acum aș vrea să citesc câteva mai multe versete, de fapt, din Evanghelia după Matei. N-am să pot citi din toate Evangheliile, timpul nu ne permite, dar vom citi un text mai lung. Matei, capitolul 21, începând cu versetul 23 în continuare și mergem până în capitolul 23 cu versetul 12. Matei 21, 23. Iisus s-a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu aceste lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă veți răspunde la ea, vă voi spune eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Ce credeți? Un om avea doi fii, doi feciori, și s-a dus la cel din tâi și a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa, și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vame și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vame și curvele l-au crezut și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Atunci ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând: vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: iată moștenitorul, veniți să-l omorâm ca să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Ei au răspuns: pe ticăloșii aceia ticălos îi va pierde și via o va da altor vieri care vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis: n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei
au înțeles că Iisus vorbea despre ei și căuta să-L prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Iisus a luat cuvântul și le-a vorbit iarăși în pilde și a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți robi și le-a zis: Spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, juncii și vitele mele cele îngreșate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la holda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale, a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi: Nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântiile drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspântii, au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi, și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietenii, a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Atunci farisei s-au dus, s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii, care i-au zis: Învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Spune-ne, dar, ce crezi? Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: Pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Aduceți-mi banul birului. Și ei au adus un ban. El i-a întrebat: Chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: Dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, l-au lăsat și au plecat. În aceeași zi au venit la Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și i-au pus următoarea întrebare: Învățătorule, Moise a zis, dacă moare cineva fără să aibă copii, fratele lui să ia pe nevasta fratelui său și să-i ridice urmași. Erau dar la noi 7 frați. Cel din tâi s-a însurat și a murit, și fiindcă n-avea copii, a lăsat fratelui său pe nevasta lui. Tot așa și al doilea și al treilea până la al 7-lea. La urmă, după ei toți a murit și femeia. La înviere, nevasta căruia din cei 7 va fi ea, fiindcă toți au avut-o de nevastă? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci la înviere nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Cât privește învierea morților, n-ați citit ce vi s-a spus de Dumnezeu când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Iisus. Când au auzit farisei că Iisus a astupat gura saducheilor, s-a strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea este: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Pe când erau strânși la un loc, farisei, Iisus i-a întrebat: Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: Cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui?
Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și farisei șed pe scaunul lui Moise, deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă lumea plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristosul. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Oricine se va înălța va fi smerit și oricine se va smeri va fi înălțat. Amin. M-aș bucura dacă doar cuvântul citit va atinge inima noastră în seara aceasta, iar comentariile care urmează poate să fie de prisos. Dar cuvântul acesta al Scripturii dă greutate evenimentelor din ziua de marți. Așa cum am observat, primul aspect a fost că ucenicii au văzut că zmochinul blestemat s-a uscat îndată, iar după aceea am citit cuvintele acestea prin care Domnul Iisus Hristos învăța pe norod în templu și preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului i-au zis: cu ce putere faci tu aceste lucruri și cine ți-a dat puterea aceasta? Dragii mei, aș vrea să privim în câteva momente la autoritatea Domnului Iisus Hristos, acela care Ioan îl prezintă și descrie cele 7 afirmații ale Domnului Iisus Hristos: eu sunt, care erau prerogativele lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeul Fiul, cuvântul întrupat, a locuit pentru puțină vreme pe pământul acesta. La sfârșitul acestui mandat de lucrare al Domnului Iisus Hristos, preoții, cărturarii, bătrânii norodului au vrut să afle de unde izvorăște puterea Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că ei nu au dorit cu tot din adinsul să afle doar în momentul acela. Au avut suficient timp să analizeze viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos vine cu acea procedură rabinică ca la o întrebare să răspundă cu altă întrebare. Și în loc să le dea răspunsul pe care ei îl doreau, le pune această întrebare extraordinară. Ce credeți voi? Vă pun și eu o întrebare. Dacă îmi răspundeți la ea, vă răspund și eu. Și vă spun cu certitudine, cu siguranță, de unde am puterea aceasta. De unde venea botezul lui Ioan? Din cer sau de la oameni? Dragii mei, stăm și ne gândim. Ați observat comentariile acestor oameni în șoaptă, poate să zic, retrași cumva să dea un răspuns Domnului Hristos, s-au sfătuit între ei și au spus: dacă spunem că din cer, cu siguranță ne va da răspunsul, atunci de ce nu l-ați crezut? Dacă spunem că de la oameni, se temeau de norod, pentru că tot norodul îl socotea pe Ioan proroc, chiar Domnul Iisus a făcut acea afirmație extraordinară despre Ioan. Cel mai mare dintre proroci este Ioan. Și cel mai mare dintre proroci pe care l-a trimis Dumnezeu, ei nu l-au crezut. Nu s-au socotit păcătoși ca să vină să-și mărturisească păcatele. Deși Ioan a predicat Evanghelia
Pocăiți-vă, întorceți-vă la Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Botezul acesta al pocăinței era o confirmare a faptului că oamenii își recunoșteau starea și își plecau inima spre Dumnezeu. Dar bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă, n-au vrut să creadă mesajul lui Dumnezeu trimis prin Ioan. Și aleg, dragii mei, să dea un răspuns pe această cale a minciunii. Au spus, nu știm. Răspunsul acesta n-a fost convingător, dar i-a lăsat pe ei fără răspuns din partea Domnului Iisus Hristos. După aceea, Domnul Iisus Hristos, tot în ziua de marți, spuneam, sunt foarte multe evenimente care s-au petrecut, multă învățătură plină de conținut, pilde pe care Domnul Iisus le-a spus, pilda celor doi fii, prin care un părinte își trimite feciorii săi să lucreze în via sa. Primul dintre ei spune, mă duc, dar nu s-a dus. Al doilea spune, nu vreau. Și totuși a părut rău și la urmă s-a dus. Dragii mei, pilda aceasta, numai dacă am vrea să o comprimăm și să luăm o învățătură specială pentru noi cei de astăzi, Domnul a vrut să învețe pe oamenii din vremea aceea și pe noi cei de astăzi. Cât de important este să fii sincer față de Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te cheamă să faci o lucrare, cât de important este să dai un răspuns corect, nu pe ocolite, nu o minciună, nu un adevăr spus pe jumătate. Să fii sincer, să spui Domnului așa cum ești, poziția, starea ta și în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Cel mai frumos răspuns pe care îl găsim în Scriptură atunci când Dumnezeu cheamă oameni la slujire este un cuvânt scurt. Iată-mă! Așa a spus Isaia, așa au spus alții atunci când Dumnezeu i-a chemat în slujbă și în lucrare. Poate acest cuvânt atât de scurt ne este greu să-l rostim, pentru că presupune, dragii mei, golirea de noi înșine, renunțarea la prioritățile noastre umane, înseamnă dezbrăcarea noastră de ambițiile noastre uneori, ca să stai la dispoziția lui Dumnezeu, să asculți glasul Domnului când te cheamă, să urmezi chemarea Lui în viața de slujire. A sluji lui Dumnezeu înseamnă a renunța la tine însuți. Dacă voiește cineva să vină după mine, spunea Domnul Iisus Hristos, ce să fac? Primul lucru, să se lepede de sine însuși, să renunțe la tot ce este al său și să-L caute pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus a aranjat lucrurile în așa fel încât a vrut să ne învețe care este prioritatea sau care ar trebui să fie prioritatea vieții noastre. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Iar toate aceste lucruri de pe pământ, de care avem nevoie, ni se vor da pe deasupra, este asigurarea pe care Domnul o face copiilor săi. Urmează pilda vierilor. În această pildă Domnul Iisus Hristos demască, dacă vreți, starea poporului, nu numai din vremea aceea, pe tot parcursul timpului. Dumnezeu și-a trimis robii săi și a trimis robii săi unul după altul și mai mulți deodată. Aștepta Dumnezeu rod de la națiunea Israel, aștepta roade în viața acestor oameni, pentru că au fost privilegiați dintre toate națiunile lumii. A fost poporul ales de Dumnezeu, din Avram. Și Dumnezeu i-a învățat, și Dumnezeu i-a condus, și Dumnezeu i-a izbăvit, și Dumnezeu le-a dat o țară. Și mai mult decât atât,
Dumnezeu le-a dăruit pe Mesia, dragii mei, acela care învăța în zilele acelea. Iată moștenitorul, au zis ei. Veniți să-l omorâm ca moștenirea să rămână a noastră. Haide să ne unim cu toții, să scăpăm de el, să facem ce vrem. A mai fost o încercare de felul acesta în omenirea noastră, dragii mei, după potop, când în câmpia și nearului oamenii au vrut să-l înlăture pe Dumnezeu, să-și construiască un turn, cel mai mare centru astrologic al vremii de atunci, în care oamenii au spus, vrem să ne facem noi un Dumnezeu al nostru, vrem să ieșim de sub autoritatea Dumnezeului care ne-a creat și vrem să ne conducem singuri. Vom descoperi noi modul în care să ne conducem viețile după mersul astrelor și nu vom mai avea nevoie de Dumnezeu. Și atunci intervine Dumnezeu. Știți că în istorie Dumnezeu pune limite oamenilor? Atunci când păcatul ajunge la culme, atunci când popoarele se îndepărtează de Dumnezeu, ca și vremea aceasta, aș putea spune, Dumnezeu pune limite nebuniei omului și Dumnezeu vrea să învețe pe oamenii calea adevărului. A spus pilda aceasta, dar finalul acestei pilde, dragii mei, este că oamenii aceia s-au prins, au priceput că despre ei vorbea Domnul Iisus Hristos. Spune că după ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și farisei au înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-L prindă. Căutau să-L prindă pe Domnul Iisus Hristos, să-L judece și să-L dea pe mâna neamurilor, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Ardeau în inima lor și se gândeau, dacă vom scăpa de El, n-are cine să ne mai descopere starea noastră. Vom merge mai departe cu păcatul nostru, vom merge mai departe pe drumul nostru și ne vom trăi viața cum vrem noi. Auzeam aseară, spunea fratele David, legat de faptul că preoții au girat acea stare de negustorie din templu, au fost de acord cu unele lucruri pe care Dumnezeu nu le accepta, nu le tolera în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, cel mai mare pericol și al zilelor noastre este ca în biserica Domnului Iisus Hristos să acceptăm să facem compromisuri. Și multe compromisuri se mai fac în zilele noastre, foarte multe. Uneori de dragul păcii, uneori ca să ai mulțime de oameni să te asculte, faci compromisuri, introduci orice artificiu, programe peste programe, muzica cea mai selectă și lista este foarte lungă. Și lista compromisurilor poate să fie uneori atât de puternică încât să năbușe lucrarea lui Dumnezeu în biserică. Și Dumnezeu vrea ca acolo unde se strâng cei credincioși să fie un loc al rugăciunii, un loc al comuniunii, un loc în care omul să aibă părtășie cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ne dorim mult lucrul acesta și am nădejdea că după ce va trece vremea aceasta de cercetare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va face ca inimile noastre în simplitate, în curăție, cu dorința sinceră de a auzi glasul lui Dumnezeu, se va apropia din nou de Dumnezeu. Dorim și așteptăm momentul acela în care să fim din nou împreună. Urmează pilda nunții fiului de împărat, dragii mei. În această pildă, iarăși, Domnul Iisus Hristos prezintă înaintea acestor oameni invitația lui Dumnezeu.
Avem un verset așa de frumos în Scriptură, spune că Dumnezeu ne-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos. În această pildă, împăratul care face nuntă Fiului Său, își cheamă oaspeții, invitații, să vină. Când a venit momentul acela și a trimis robii, toate sunt gata, sunt pregătite. Veniți să vă bucurați, veniți la ospăți, veniți să participați la această bucurie a nunții Fiului Meu. Și face Dumnezeu invitația prima dată poporului Său Israel. După aceea invitația aceasta traversează veacurile prin care Dumnezeu cheamă pe oameni să aibă părtășie cu Fiul Său Iisus Hristos, să intre în sfera aceasta a bucuriei. Refuzul acesta care îl găsim în pilda aceasta a fost realitatea celor zile și a exercitat lucrarea Domnului Iisus Hristos timp de 3 ani și jumătate, chemând pe oameni prin mesajul Evangheliei, prin învățătura pe care a dat-o, să-și îndrepte inima spre Dumnezeu, națiunea aceasta să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie vindecată și să intre din nou în comuniune cu Dumnezeu. Realitatea este ceea ce spune Ioan în capitolul 1, cu versetul 11. A venit la ai săi Domnul Iisus Hristos și ai săi nu l-au primit. Dar de atunci încolo, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. După momentul acesta al respingerii Fiului Lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos, națiunea Israel intră în stare de împietrire, iar mesajul Evangheliei ajunge către noi neamurile. Este adevărat că la Rusalii Domnul culege un rod la predica lui Petru și ceva timp se adaugă la numărul bisericii primare, dar odată cu uciderea lui Ștefan se închide porțile Harului pentru națiunea Israel care intră în această stare de împietrire. Nu zic și slavă lui Dumnezeu și ne bucurăm că într-o vreme de cercetare ca aceasta, înainte de a veni Domnul, începe și în mijlocul poporului lui Dumnezeu o parte dintre ei să se trezească și să-L recunoască pe Domnul Iisus Hristos. Dar ne întoarcem la pilda aceasta. Refuzul acesta deliberat al oamenilor ne învață pe noi toți, învață pe orice om de pe pământul acesta care aude mesajul Evangheliei, că un refuz în mod deliberat de a întoarce spatele invitației lui Dumnezeu se lasă cu consecințe. Dumnezeu nu stă nepăsător? Prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru noi oamenii a fost și va rămâne prea mare ca lui Dumnezeu să nu-i pese atunci când oamenii în mod conștient și deliberat întorc spatele și refuză invitația lui Dumnezeu. A fi mântuit înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos. Chiar dacă lucrarea Domnului Iisus este încheiată, pusă la dispoziția oamenilor, așa cum se vorbea și aseară, după ce voi fi înălțat, voi atrage la mine pe toți oamenii, asta nu înseamnă că întreaga lume va fi mântuită, dar posibilitatea ca oamenii să vină la cruce este la îndemâna tuturor oamenilor care aud mesajul și chemarea lui Dumnezeu. Mai apare și aspectul acesta. Ne este lăsat și aspectul acesta cu acel om care a intrat în odaia de nuntă, la ospăți, neechipat, corespunzător, fără a purta haina de nuntă. Poate ne gândim cum o fi reușit să intre acolo. Dragii mei, este o pildă lăsată de Domnul Iisus Hristos ca să ne dea învățătură și nouă celor de astăzi. Nu se poate să pătrunzi
în odaia de nuntă, fără să fii îmbrăcat cu haina neprihănirii, n-ai ce căuta acolo. În cer la Dumnezeu nu poate să intre oameni nemântuiți. Carnea și sângele, spunea Domnul Iisus, nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci sufletul mântuit, salvat prin jertfa Domnului Hristos, curățit de păcate prin sângele Domnului Hristos, omul născut din nou, omul care se întoarce la Dumnezeu și devine o făptură nouă, are libertatea de a păși în odaia de nuntă, în părtășia cu Domnul, în părtășia cu Dumnezeu. Nu poți să alegi o cale intermediară, nu poți să intri în staul ca un hoț, nu ai cum, nu poți scăpa de privirea lui Dumnezeu. Însăși viața noastră în derulare, spune Scriptura că totul este gol și descoperit înaintea ochilor acelui cu care avem de-a face. Învățătura Domnului Iisus Hristos. Am citit textul acesta lung și nu știu dacă v-a surprins un cuvânt care se repetă. Atunci. Apare cuvântul acesta de mai multe ori. Asta înseamnă că în anumite momente din acea zi, când Domnul Iisus Hristos interacționa cu oamenii, se întâmpla să apară reacții, era nevoie ca Domnul Iisus să continue sau să dea răspuns la întrebările lor, urmează niște acțiuni în învățătura și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Versetul 15 spune, atunci fariseii s-au dus, s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii. Observați un lucru, dragii mei, citind aceste cuvinte și acasă, meditând asupra lor, am descoperit sau am văzut aspectul acesta că această partidă religioasă iudaică, pe nume farisei, aveau și ei ucenicii lor, aceia pe care îi învățau învățăturile lor și au luat ceva din ucenicii lor, împreună cu unii din categoria irodianilor, cei care se supuneau orbește stăpânirii lui Irod, și i-au trimis cumva cu un mesaj ca să dispitească pe Domnul Iisus Hristos legat de întrebarea pe care o pun ei. Se cade să plătim bir sau cezarului sau nu? Îi spune Domnul Iisus Hristos, ce crezi? Au vrut să afle ce crede Domnul Iisus Hristos. Despre ce? Despre tributul pe care națiunea iudaică, națiunea evreiască trebuia să-l dea cezarului? Domnul Iisus Hristos, cu înțelepciunea sa de Dumnezeu, clarifică lucrul acesta într-o expresie atât de scurtă. Dați-mi banul, arătați-mi banul. Ce chip poartă moneda aceasta? Al cezarului. Păi dacă este al cezarului, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos delimitează lucrurile. Obligațiile noastre umane față de stăpânire, să le împlinim. Și toată Scriptura ne învață ca să fim supuși stăpânirilor, pentru că stăpânirile sunt de la Dumnezeu. Dar latura duhovnicească, latura spirituală, ceea ce trebuie să-i dăm lui Dumnezeu și anume inima noastră, aceea contează înaintea lui Dumnezeu. Ce spune Scriptura? Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Domnul vrea inima noastră ca să o curățească, să o sfințească și să o locuiască. În aceeași zi, avem precizarea aceasta, versetul 23, au venit la Iisus saduceii care zic că nu este înviere. Iată că apare și categoria aceasta religioasă, iudaică, pe nume saduceii, care, specifică Scriptura, ei nu credeau în înviere. Și vin cu acea istorisire, da? Cum 7 frați au ținut o nevastă, au murit unul după altul și potrivit legii lui Moise, a trebuit ca să cumva să împlinească legea încercând să ridice urmași
celor care au murit. Și ei pun întrebarea la înviere. Și răspunsul Domnului Iisus Hristos a rămas peste veacuri pentru noi, în mod special pentru noi, biserica sa, această învățătură atât de scumpă, care clarifică situația noastră veșnică. El le spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Oamenii credincioși când vor ajunge în cer, vor fi ca îngerii. Acolo nu se vor însura și nu se vor mărita. Nu mai există această formulă sau acest nucleul, această familie. Acolo va fi doar familia lui Dumnezeu. Cum vom fi în cer? Ca îngerii lui Dumnezeu. Un lucru extraordinar de frumos. O speranță pentru noi. Având învățătura aceasta Domnului Iisus Hristos, nu ne încurcăm cu privire la ce vom fi dincolo. Și Ioan explică mai pe larg lucrul acesta. Ce vom fi nu s-a arătat încă, da? Dar când va veni El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În trupuri glorioase, proslăvite, ca al Domnului Iisus Hristos după înviere, vom fi în prezența Lui, ca fi și fiice de Dumnezeu. Înseamnă puțin? Nici de cum, dragii mei. Aceasta e speranța și nădejdea noastră ca oameni credincioși. Cât privește învierea morților, Domnul Iisus face și precizarea aceasta. Și dă exemplu că Dumnezeu este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Și spune, Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. Aici căpătăm învățătură din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Cât de important este să fii un om viu, un suflet mântuit, unul care a primit viață din Dumnezeu și nu o viață scurtă, vremelnică, ci o viață veșnică pentru eternitate. Dragii mei, acesta e Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care ne-a dat viață veșnică, pentru că ne-a chemat să auzim cuvintele Lui și cuvintele Domnului Iisus Hristos, Fiul Său. Și ne-a dat harul ca să credem și să scăpăm de judecata lui Dumnezeu și să primim viața veșnică. Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura Domnului Iisus Hristos. O, Doamne, dă-ne harul acesta, ca mesajul Tău, Doamne Iisuse, să ne uimească și pe noi, să ne provoace ființa noastră, să ne apropiem mai mult de Tine și să sorbim cuvintele pe care ni le-ai lăsat scrise în Scripturi. Cel mai mare conținut de învățătură pe care îl găsim în Evanghelie se află în aceste zile din urmă ale Domnului Iisus Hristos, pe care evangheliștii însuflați de Duhul lui Dumnezeu au găsit cu cale să ni le aștearnă pe hârtie, să le avem în aceste evanghelii. Fariseii nu s-au oprit în încercarea lor de a-L ispiti pe Domnul Iisus Hristos și un învățător al legii, ca să-L ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Am putea spune că a venit cu o întrebare banală, pe care probabil și copilașul cel mai mic o cunoștea, care mergea la sinagogă, cunoștea care este cea mai mare poruncă. Dar Domnul Iisus Hristos sintetizează legea lui Dumnezeu în aceste două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și a doua, asemenea ei, spune Domnul Iisus, pe aproapele tău ca pe tine însuți. În acestea două se cuprinde toată legea și prorocii, spune Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, aceasta este esența vieții de umblare cu Dumnezeu. Atunci când intri în comuniune cu Dumnezeu și îl iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce este El și pentru ceea ce a făcut cu tine, cu viața ta, din viața ta, atunci ești capabil să iubești și semenii în același mod. Cu mare tristețe în zilele noastre se întâmplă că foarte multe relații sunt rupte chiar și între cei credincioși. Și ne întrebăm,
Sau ar trebui să ne întrebăm, îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu? Cu toată ființa noastră? Dacă nu-L iubim cu adevărat pe Dumnezeu, cu toată ființa noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot cugetul nostru, cu toată inima noastră, nu vom putea să fim capabili, dragii mei, să iubim și pe cei de lângă noi. Și atunci întrebarea se pune, dar de ce nu vorbesc unii cu alții? De ce se întâmplă să fie relații rupte? Oare nu este dreaptă legea lui Dumnezeu? Cu siguranță că este dreaptă. Dar Domnul Iisus Hristos vrea să învețe pe oamenii de atunci și vrea să ne învețe și pe noi cei de astăzi. Ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Iubirea de Dumnezeu se va vedea în mod vizibil în ceea ce privește relațiile noastre unii cu alții. Odată ca frățietate și odată între semenii în care ne-a așezat Dumnezeu. Vrem să iubim pe cei de lângă noi, așa cum îl iubim pe Dumnezeu, va fi ferice de noi. Dacă vrem să-i urâm, știm că păcatul acesta de a urâ pe fratele tău, da? Sau pe semenul tău, Scriptura compară lucrul acesta, gravitatea acestui păcat de a urâ cu a ucide. Dacă urăște cineva pe fratele său, spune Ioan, este un ucigaș. Doamne, dă-ne harul să înțelegem cuvintele Domnului Iisus Hristos în aceste zile. Când Tu ești gata să vii, ești atât de aproape, ajută-ne să-ți înțelegem glasul. Versetul 47, 40, 41 și 42 spune cuvântul Domnului că pe când erau strânși la un loc, fariseii, Iisus i-a întrebat. Iată că de data aceasta Domnul Iisus Hristos pune întrebări grupului de farisei care erau la oaltă. Ce credeți voi despre Hristos? Dragii mei, este o întrebare care poate să răscolească și ființele noastre în această seară. Ce credeți voi despre Hristos? Ce crezi tu despre Domnul Iisus Hristos? Cum ai putea să descrii lucrul acesta? Ei au venit cu răspunsul pe care îl aveau în scrierile Vechiului Testament. Este fiul lui David și pe bună dreptate, da? Din punct de vedere genealogic, era un descendent al lui David, da? Dar Domnul Iisus Hristos merge mai departe și explică faptul că David îl numește Domn și atunci îi întreabă cum se împacă lucrurile acestea. Cum înțelegeți voi profețiile cu privire la Mesia, cu privire la Hristos? Cine este El? Rămâne doar pentru voi urmașul lui David pe care îl așteptați să întemeieze împărăția și să scuture jugul roman, doar atât vă interesează? Dragii mei, ce crezi tu despre Hristos? Sau ce te interesează pe tine să primești de la Domnul Iisus Hristos? Ce trist este când îl chemăm pe Domnul Iisus Hristos doar în momentele de răscruce ale vieții noastre, doar atunci când avem nevoie de El. Doar atunci când suntem la strâmturare, doar atunci când trecem prin necazuri, prin boală, prin suferință, doar atunci când nu ne merge bine, ne apropiem cumva de Dumnezeu prin Domnul Iisus și venim la picioarele Lui. Dar doar atât? Dragii mei, ce am putea să învățăm? Ce este Hristos pentru tine și pentru mine? Este o întrebare crucială la care aș vrea să ne gândim. Poate vorbirea mea s-a alungit puțin și voi încheia în câteva momente, dar această zi lungă din viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos n-ar trebui să treacă neobservată de mintea și inima noastră, privind la învățăturile Domnului Iisus Hristos. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor, a zis, cărturarii și fariseii șed
pe scaunul lui Moise. Ce mesaj are Domnul Iisus Hristos de transmis oamenilor de rând sau ucenicilor săi, celor care îl urmează pe el, celor care își fac timp să-i audă glasul? Cei care vă învață și au dreptul acesta să dea învățătură sunt oameni care explică legea lui Moise înaintea voastră. Dar atenție! Ei zic, dar nu fac. Ce trist este lucrul acesta! Lipsit de credibilitate, mesajul acestor oameni este, dacă vreți, fără putere. Și Domnul Iisus vrea să le îndrepte privirile oamenilor spre cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu trebuie să privim credința căutând la fața omului, spune Iacov. Nu trebuie să ne limităm privind la fața omului, la cel care învață, cel care vorbește, chiar dacă se află în starea aceasta. Primește cuvântul de unde? Din partea lui Dumnezeu. Și explică acolo. Și atunci, când oamenii aceia care aveau pretenția să li se spună rabi, adică învățătorule, Domnul Iisus îi învață pe ucenici și pe cei dintre gloate, spune, voi să nu vă numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. M-aș opri puțin la expresia aceasta. Marele nostru învățător, cuvântul lui Dumnezeu întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, va trebui să rămână pentru noi piatra de temelie. Învățătura pe care seva de viață, învățătura pe care trebuie să o primim, dragii mei, este că trebuie să sorbim cuvintele Domnului Iisus Hristos, să învățăm de la El. El este singurul învățător, singurul care s-a coborât din ceruri de la Dumnezeu și ne-a descoperit toată dragostea lui Dumnezeu înaintea noastră și tot planul lui Dumnezeu. Învățăturile oamenilor pălesc în fața învățăturii Domnului Iisus Hristos. Tată, auzim în stânga și în dreapta expresia aceasta, părinte, părinte. Și Domnul clarifică, a spune Tată doar lui Dumnezeu. Unul singur are dreptul acesta să fie numit Tată. Cine poate să-i spună lui Dumnezeu Tată? Doar acela care devine copil al lui Dumnezeu. Mulți oameni rostesc cu rugăciunea Tatăl nostru fără să fie intrat vreodată în familia lui Dumnezeu, fără să-L primească pe Domnul Iisus Hristos, fără să se întoarcă la Dumnezeu. Și Domnul arată într-un mod foarte clar, noi copiii lui Dumnezeu, cei mântuiți, cei născuți din nou, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, avem libertatea aceasta să ne adresăm lui Dumnezeu și să-i spunem Tată. Și Tatăl nostru din ceruri ascultă rugăciunile copiilor săi și le împlinește. Iar cu privire la dascăl, unul singur, Hristos. Acum mă întorc la întrebarea pe care Domnul Iisus a pus-o. Ce credeți voi despre Hristos? Dragi frați și surori care ascultați în seara aceasta, întrebarea acestei seri poate fi aceasta. Ce crezi tu despre Hristos? Cum îl cunoști pe El? Ce legătură de părtășie ai cu El? Cât îl iubești pe El? Sunt întrebări cu răspuns personal pentru fiecare în parte. Eu în dreptul meu și dumneavoastră în dreptul dumneavoastră. Fie ca învățătura aceasta Domnului Iisus Hristos din aceste zile, din urmă, din viața Lui, rămase pe paginile Sfintei Scripturii, să întărească omul nostru spiritual și să ne conducă mai aproape de Dumnezeu, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Doamne, binecuvintează-ți biserica Ta! Nu mai parcur mai departe cele 8 vaiuri pe care Domnul le rostește oamenilor nesinceri, oamenilor fățarnici, oamenilor cu două fețe, oamenilor care spun că sunt oameni ai lui Dumnezeu și nu sunt, și Domnul rostește cele 8 vaiuri care le găsim aici și
Una dintre ele, la care își face o observație, este a patra dintre ele, din 23:16, vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, și acolo enumeră câteva lucruri, să fii un povățuitor orb este o mare tragedie. Ca să înveți pe oameni adevărul cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să îl cunoști, să-l trăiești și să-l urmezi, să împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci mesajul acesta, adevărul, va aduce slobozenie, eliberare. Doamne, fă din poporul Tău povățuitori, nu orbi, ci cu ochii deschiși, care să îndrepte calea oamenilor spre Dumnezeu în curăție. Și Domnul să-și binecuvinteze lucrarea în viețile noastre și haideți cu ajutorul Domnului să jertfim timpul acesta în aceste serii și mâine și poi mâine până vineri să fim împreună în părtășie, în unitate spirituală și Domnul va binecuvânta viețile noastre, familiile noastre, casele noastre. Amin.